România va primi anul acesta 100.000 de, de muncitori străini. Guvernul a luat această decizie din cauza deficitului de forțe de muncă de pe piața locală. Angajatorii români se plâng că nu reușesc să găsească oameni în țară, așa că sunt nevoiți să-i caute peste hotare. Cei mai mulți provin din Asia, din țări precum Bangladesh, Sri Lanka, Nepal sau Vietnam. Un tânăr de 33 de ani din Bangladesh lucrează în construcții pentru o firmă din Craiova, iar banii pe care îi primește aici îi trimite acasă, acolo unde și-a lăsat soția și cei doi copii pe care vrea să-i aducă în România. În construcții lucra și în țara natală, parcă acolo primea doar 100 de euro pe lună. Peste 300 de mii de muncitori străini au venit să muncească în țara noastră din 2015. 225 de mii au rămas încă în țară. Este și cazul a doi tineri din Sri Lanka care lucrează acum într-un restaurant din Craiova. Angajatorii români preferă să lucreze cu străini pentru că nu reușesc să angajeze români, iar în acest moment peste 42.000 de locuri de muncă sunt încă vacante în țara noastră. Cristian Cârjaliu, administrator firmă Construcții. Soluția care am adoptat-o pentru acești muncitori asiatici este pentru că români nu mai există. Forța de muncă nu mai există și este o alternativă la forța de muncă română. Nu că ar fi mai bun decât românii, exclus, dar cum spune românul, ne facem treaba cu ei. Nu avem alte posibilități. Ei plătim și pe acești foarte bine, le asigurăm cazare masă. Nu i-am adus că ne costă mai puțin, i-am adus pentru că nu avem alternativă. Potrivit datelor oficiale, muncitorii străini din afara Uniunii Europene au adus bugetului de stat anul trecut 230 de milioane de euro. Relatează digi 24.ro.